S-a reaprins mega scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. Prezentatoarea TV foc și pară pe fostul ei soț și vrea ca Eduard, unul dintre cei doi fii pe care i-are cu afaceristul, să stea cu ea. Totul a plecat după ce Adriana a aflat chiar din gura băiatului la ce tratamente ar fi fost supus de către tatăl său. Cancan.ro are însă stenogramele cutremurătoare ale discuției dintre Bahmu și fiul ei și vi le prezintă în exclusivitate. Eduard, fiul Adrianei Bahmuțeanu și al lui Silviu Prigoană, a răbufnit și a spus tot oful într-un video filmat de mama lui, dar la cererea băiatului, după cum avea să specifice chiar de la început. Sunt acuze dure, incredibile, pe care le face Eduard, unele de neimaginat. Eduard, bună dimineața! Îți mulțumesc că ești atât de drăguț încât mă lași să te filmez și să facem acest video cu acordul tău. A fost ideea mea să facem acest video. Hai să vedem despre ce vorbim, pentru că este foarte important. Deci, tu 2-3 săptămâni stai la mami, adică la mine, te-ai hotărât să rămâi aici, să nu mai mergi la tati acasă, acolo unde judecătorul a hotărât că trebuie să stai în timpul săptămânii. Ce s-a întâmplat, Eduard? Tatăl meu este abuziv cu mine și nu numai cu mine, ci și cu fratele meu. Bea vreo 2 sticle de vin pe zi, puteți să vă imaginați cât de beat este. Și cum îți vorbește? Handicapat, porc, gras, cretin, batoză, balenă. Te-a lovit vreodată? Da, cu palma peste față. Ce făceai atunci când te-a lovit? Ce s-a întâmplat? Uneori era enervat de fratele meu că făcuse el ceva, alteori chiar din nimic. Eram un foișor, ne-a pus să ne uităm la un film al lui, ceva cu violență, s-a enervat pe fratele meu că totuși rodea unghiile, a luat o telecomandă și a aruncat-o înspre el, dar m-a lovit pe mine în picior. Și după aceea ce a făcut? Nu și-a cerut scuze, nu m-a mângâiat, nu a făcut nimic. Și cu telefonul cum s-a întâmplat? Mi-a luat telefonul pentru că nu eram atent la el când vorbea cu mine, dar eu îl ascultam, îl auzeam și mi-a dat cu el cât de tare a putut în genunchi. S-a întâmplat des să fie violent aică-tu? Ce alte episoade de violență îți mai aduce aminte? Când aveam școala online, trebuia să dau un răspuns la engleză, iar taică-mă mi-a zis să dau un răspuns pe care l-a făcut el. A crezut că înțelegea ce se întâmplă. Eu nu am dat răspunsul lui, ci pe al meu, care a fost corect, după care mi-a oprit camera, mi-a luat capul și m-a dat cât de tare a putut de masă. Era o masă cu colț. Aveam o dungă pe cap. Când mă întrebau copiii ce am, nu mă lăsa taică-miu să răspund. Am vorbit zilele trecute despre un episod și tu mi-ai spus că eu v-am părăsit, că nu am vrut să vă mai văd. Ce vă spunea tata despre mine? Spunea că tu ai plecat, că nu mai vrei să ne vezi. Când erai la poartă, ne-a spus că ai venit aici ca să-l bași pe tatăl nostru în pușcărie. Și da, noi credeam că tu, mama noastră, ești o persoană foarte rea. Ne promitea chestii false, adică vă cumpăr asta, dacă nu mergeți la ea, vă iau nu știu ce, dacă nu mergeți. Dar în pandemie ce zicea? În pandemie a pus un abțipil pe poartă cu carantină ca să nu te lase să ne iei de aici. Dar puteai să mă suni? Nu. Ne lua telefoanele și dacă voiam să le folosim, trebuia să-l întrebăm pe el și să fim supravegheați. De când stai aici, ce ți-a spus tatăl tău? Cu ce te-a amenințat? A spus că o să trimită o echipă SWAT aici să ne ia cu forța, apoi zicea că o să vină cu executorul să mă ia de aici, că o bagă pe maică mea în pușcărie pentru că m-a luat de la el cu forța. Dar nu m-a luat maică mea cu forța, eu am decis să vin aici după vacanța din America. Drept urmare, Adriana Bahmuțeanu a cerut prin ordonanță președințială schimbarea domiciliului copilului, care stă, conform ultimei decizii a judecătorilor, la tată. De asemenea, Bahmu vrea și suplinirea acordului tatălui, pentru tratamente medicale folositoare copilului, dar și pentru psihoterapie și consiliere psihologică. Mă doare sufletul că băiatul meu a trebuit să sufere atât de mult, dar, în același timp, e bine că adevărul a ieșit la suprafață. Din păcate, nici autoritățile nu prea pot să mă ajute cu mare lucru și toți așteaptă decizia instanței. Până atunci, suntem în situație de provizorat și nimeni nu ne apără. Și eu acum sunt pasibilă de pușcărie, pentru că băiatul meu nu vrea la școală, că e frică să nu-l ia taică-su. Și nu-l pot obliga să se ducă, nu-l pot forța, că îl expun agresorului. Și legea zice că dacă părintele nu duce copilul la școală, poate face închisoare pe motiv de îngrădire a accesului la educație. Am depus 3 cereri de urgentare la instanță, dar nimic.